În seara, doamnelor și domnilor, sunt Iulian Maxim și urmăriți o nouă ediție a emisiunii Linia Directă. Vorbim de un eveniment care a avut loc, nu ține neapărat de Prahova, dar ține de România, da? Pentru că și Republica Moldova a fost cândva parte a României mari și trebuie să vorbim un pic ce se întâmplă în apropierea granițelor României, vedem ce se întâmplă în Ucraina. Recent în Republica Moldova au fost alegeri și e un eveniment important. Trebuie să știm ce se întâmplă cu frații noștri de peste Prut, ca să știm ce ne așteaptă pe noi în viitor. Alături de mine este președintele Consiliului Județean Prahova, domnul Uncea Cosma. Bună seara, bine ați venit! Sigur că, probabil că sunteți persoana cea mai abilitată la câte vizite faceți în Republica Moldova să ne povestiți ce se întâmplă acolo, pentru că sunt niște jocuri geopolitice și nu degeaba am titrat acest lucru pe burtieră, foarte interesante. Niște jocuri geopolitice care, deși nu par să privească România la direct, așa, în mod direct, totuși ne influențează și sigur că suntem îngrijorați și de ce se întâmplă în Ucraina și de ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că viitorul nostru depinde de ce se întâmplă cu aceste țări vecine. Bucurându-mă de faptul că declarațiile politice pentru orice persoană aleasă sunt scutite de eventuale sancțiuni, am să vorbesc foarte liber. Și am să vă spun tuturor ce se întâmplă în ultimii 40 de ani, pentru că în urmă cu 40 de ani, într-o lună de iulie, chiar era ziua morții lui Ștefan cel Mare, am trecut Prutul pentru prima dată și un milițian, atunci, în 2 iulie 1974, nu mi-a dat voie să pun flori la statuia lui Ștefan cel Mare. Lucru care m-a iritat suficient de mult, încât cu tot autocarul care eram cu grupul de BTT, am pus toți flori la Ștefan cel Mare, beneficiind după aceea de scrisori de recomandare trimise organelor de partid și de stat despre de unde și celebrul meu dosar care s-a găsit la CNSAS atunci când unii m-au reclamat că sufițerea acoperită, au găsit de fapt că am fost urmărit în dosarul Basarabia începând din acea zi de 2 iulie 1974. Pentru că fac parte dintr-o familie care i-a plăcut istoria și până atunci, dar mai ales după aceea, am continuat să studiez foarte mult despre problematica și, dacă vreți, idealurile României mari. Eu consider că după cele două, trei biblioteci de istorie care le-am citit și nu cred că mi-au scăpat istorici serioși fără să-i fi parcurs, consider că cel mai strălucitor an al poporului român, cel mai fericit an, a fost anul 1918, când a fost ridicat de deasupra poporului român blestemul lui Traian. Să spunem lucrul ăsta cu tristețe, pentru că a fost acum 96 de ani și ne așteptam să mai fie o zi, la fel, un an la fel de bun. Dacă mă lăsați, o să vedeți că acolo ajungem. Deci atunci s-a ridicat în blestemul lui Traian, cel care a împărțit Dacia în trei, și acel blestem de a fi divizați în trei ne-a dus în istorie timp de 1812 ani, până când, într-o dimineață de primăvară, era 27 martie 1918, un mare patriot basarabean alături de prietenii lui și câteodată trebuie să-i pomenim pe toți, eu n-am făcut decât statuia primului al lui Constantin Stere ca președinte al Sfatului Țării, al Republicii Democratice Moldovenești, care se desprinsese din Imperiul Țarist, dar în anul viitor o să facem pentru toți cei 6 mari conducători ai Sfatului Țării. A proclamat unirea Basarabiei cu România, declanșând acel fenomen numit România Mare. Practic, România Mare s-a născut în suferința poporului român, are multe etape istorice, această încercare a poporului român de ridicarea blestemului lui Traian, acela de a diviza poporul în trei, și începuturile trebuie să le recunoaștem poporului român dintre Prut și Nistru, poporului român din Basarabia, documentele zgrăitoare în acest sens. Al doilea act a fost la Cernăuți în 28 noiembrie 1918, când Congresul Național al Românilor din
Bucovina a unit, a hotărât unirea necondiționată a teritoriului, care le vedeți aici, așa arăta Bucovina, și Suceava era pe vremea aceea. Da, o să rugăm regia să ne arate, da. Și Suceava era pe vremea aceea parte a Imperiului Austro-Ungar, iar la 1 decembrie 1918 s-a unit Transilvania, în mai 1919 s-a unit Banatul. A fost nevoie de intervenția hotărâtă a armatei române împotriva Republicii Bolșevice al Bela Kun în războiul româno-maghiar, și dacă ar fi astăzi să dăm crezare vorbelor celor care spun că 1 decembrie este iarna și că e o sărbătoare urâtă, poate că ar trebui mutată sărbătoarea națională la 4 august 1919, însemnând intrarea triumfală a armatei române în Budapesta, capitularea Ungariei în fața armatei române și defilarea trupelor române începând cu orele 18 pe Marele Bulevard Dandrașii. Bine, cred că nu s-ar bucura vecinii noștri. Bun, dar dacă se supără pe 1 decembrie... E adevărat că se supără, a atârnat... Dacă 24 ianuarie, iată că astăzi Parlamentul a declarat o zi națională. Trebuie să o declarăm și pe 27 martie, trebuie să o declanșăm și pe 4 august și trebuie să o declarăm și pe 28 noiembrie. Chiar dacă sunt multe, dar fac parte din acel efort extraordinar al neamului românesc de a se reuni în ceea ce avem aici pe această hartă România Mare. Sigur că România Mare ca mit, ca istorie, ca administrație românească a durat până când monstruosul pact Ribbentrop-Molotov, făcut de doi bandiți și nu mă sfiesc să-i numesc aici Stalin și Hitler, a hotărât ruperea teritoriului României Mari, luându-se în ordine Basarabia, Bucovina, jumătate din cât a fost, pentru că Rădăuții, Suceava, Câmpul Lung au rămas. Băieții între timp învățaseră istorie și știau că năzuințele noastre atunci când Pudna a fost luată, s-au dus totdeauna către mormântul lui Ștefan cel Mare. Eminescu însuși începe mișcarea de eliberare națională a Bucovinei de la mormântul lui Eminescu, de la Pudna, întemeind societatea la Viena, ca student. S-a luat atunci o jumătate din Transilvania, s-a luat atunci toată Basarabia, iar în septembrie, într-o zi de tristă amintire, s-a luat Cadrilaterul, respectiv cele două județe, Durosor și Caliacra, primite sau realipite României de către armata română după al doilea război balcanic, tot în august 1913, lucruri de care n-am cam uitat. Pentru că vrând să povestim tuturor cât de fraiere am fost, uităm să spunem despre momentele de glorie armatei române. Am uitat și că s-a unit Basarabia cu România și Bucovina, am uitat și de Cadrilater, ba am uitat chiar și de Transilvania și de Banat. Sunt lucruri care trebuie spuse cu gura mare și răspicat. Pentru că altfel ne mirăm de ce se întâmplă în Republica deocamdată Moldova. Păi, nu știu dacă ne mirăm, pentru că în primul rând nu avem date. Nu avem, avem date toate corecte. Datele. Nu, dați-mi voie să vă spun, în primul rând, cele mai multe de-astea, sisteme de cablu din România nu prea difuzează știri din Republica Moldova. Pentru că n-aduc bani. Mă rog, deci nu avem așa multe informații. Informațiile ne vin parțial, truncheate. Nu, nu umblăm după ele. Nici nu căutăm, ar fi așa datoria este noastră de români să umblăm după ele, pentru că cei care s-au dus pe jos în primul război mondial și-au lăsat 850.000 de români pe câmpurile de luptă și încă 300.000 de morți datorită bolilor care urmează un război, tifosului și altor maladii necruțătoare în timpul unui război, mizerii, foametei, ei nu și-au pus problema de informații. Ei s-au dus cu credința în patrie și în Dumnezeu și-au făcut România Mare. Acum că e greu să mergem până la Chișinău sau până la Tighina sau până în altă parte, e o altă discuție care merită purtată, dar merită purtată cu oameni la care interesul național nu s-a transformat în Facebook. Deci cu oameni la care interesul național este o convingere, este o mândrie și la oameni la care mândria de a fi român este mai presus de celelalte necazuri ale vieții curente. Dați-mi voie să mă lau și eu cu bunicul care a luptat contra rușilor, în momentul când românii s-au dus să-și recupereze țara și a stat după aceea prizonier vreo 2 ani prin lagărele rusești și s-a întors cu un regiment care a luptat până în munții Tatra ca să poată să scape. Sigur, dar astăzi, din nefericire, în loc să explicăm lumii cine suntem, ce am făcut, ce a fost acest fenomen România Mare, astăzi ne prostim în părerile lui
Monica Macovei, ale lui... Nu, nu vreau să intrăm în politică. Dar nu intrăm în politică, că pierdem vremea. Nu vreau, pentru că aici e politica națională. Și atunci, astăzi când vorbim din ceea ce a fost odată România Mare, s-a desprins regiunea Cernăuți, care este alipită Ucrainei, Cetatea Albă și Izmail, care e alipită regiunii Odessa, și din ce a fost odată Falnica și Mândra Basarabiei cu Hătinu, a mai rămas ceea ce vedem pe această hartă oficială a Republicii Moldova, pe care am adus-o ca să vă arătăm ce s-a întâmplat datorită monstruozității acelui pact Ribbentrop-Molotov și din ceea ce ați văzut în România Mare, iată că legenda acoperă Cetatea Albă, Izmailu Chilia, Cetatea Albă înființată de... Da, cu piatră de temelie de la Ștefan, Ștefan cel Mare. Înființată de Alexandru cel Bun, dar ca pisanie de, cum să vă spun eu, de dezvoltare, este pisania lui Ștefan cel Mare. La fel, din nord, a dispărut Hotinu, Cernăuții, Storojinețu și Herța, care sunt în Ucraina. Care sunt în regiunea Cernăuți din Ucraina, unde... Dacă vă aduceți aminte, când făceau unii politică de Maidan, haholii ucraineni au înnăvălit, au dat jos drapelele comunității românești din localități și au interzis limba română, până când Poroșenko, care este jumătate basarabean, a revenit și a recunoscut statutul națiunilor din Ucraina. Pentru că Poroșencu, care este... Care este jumătate basarabean, pentru că e născut la Bolgrad aici. Ca și funcție, că mulți nu știu... Este președintele Ucrainei. Ucraine, dar este născut aici, la Bolgrad, acum în Ucraina, dar atunci... El vorbește de altfel românește. S-a adresat în românește locuitorilor de Cernăuți, cerându-și scuze pentru fără de legile haholilor care se întâmplau în acest an, nu în alt an. Și atunci... Nu degeaba spunem, vă aduceți aminte, acum vreo lună, două luni, bine, pe canale rusești, desigur, se povestea că România e interesată să-și recupereze acele teritorii din Ucraina. Vezi, Doamne, că și ungurii ar avea pretenții și alții ar avea și polonezii ar avea pretenții, rușii fiind însă cei care au declanșat războiul de la granița de est. Deci eu am spus de la început, ca să fiu acoperit, eu am o părere un pic diferită despre ceea ce se întâmplă la granița de est a Ucrainei. Și știu ca și alții care au citit două cărți de istorie că Ucraina este un stat artificial creat de Stalin, că o parte din teritoriile Ucrainei de astăzi sunt drepturi istorice ale Rusiei, o parte din teritoriile Ucrainei de astăzi sunt drepturi istorice ale Poloniei, pentru că Lvovul n-a fost niciodată a Rusiei, a fost a Poloniei, și alte localități, Kamenețul și așa mai departe, Colomea, unde s-a închinat Ștefan cel Mare, la Cazimir, și tot putem să vorbim despre oricare, și știm de asemenea că Cetatea Albă și Hotinu au fost cele două mari cetăți tutelare ale poporului român, deci nu putem vorbi aici că ar vrea să-și ia teritorii. Trebuie să li se dea, în virtutea dreptului de neam și a dreptului istoric, popoarelor care le-au fost furate de către Stalin și cu Hitler aceste teritorii în 1940, trebuie să li se dea drepturile asupra popoarelor, nu prin referendum, că pe teritoriile naționale nu se organizează referendum pentru identitate, pentru apartenență la un stat sau altul. Referendum se poate organiza pe teritoriile în discuție. Și aici vorbim din discuție despre Marea Curte Domnească a Voievozilor Moldoveni de la Balta, atunci când turcii au considerat că voievozii Moldovei trebuie să stăpânească Transnistria și să o organizeze, dar nu putem vorbi despre altceva. În compensarea acelor teritorii s-au dat Moldovei aceste raioane de peste Prut. Sunt cu verde aici și aceasta este ceea ce numim noi Transnistria. Recapitulăm. În 1560 până în 1640 circa, la Balta a funcționat o curte domnească a voievozilor Moldovei, locuiesc aici circa 300.000 de români, care erau slujitorii, oastea, oameni care au primit terenuri, locuri de gospodării. Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească s-a înființat în 1923 aici, la Balta, a cuprins această zonă și Transnistria de azi, cei cu verde. Și a fost condusă de un Badi Kotovski, care a ținut această republică în picioare până în 1940. În 1940, Republica a dat numele Basarabiei, Republica Sovietică Socialistă de la noi, Moldova, da. Așa, și a mutat capitala de la Balta la Chișinău. Asta e tot. De atunci și până astăzi,
Cine vede filmul Golgota Basarabiei nu mai trebuie să facă nimic decât să-și adune el resursele prin care este român. Revenim la ce s-a întâmplat în alegeri. De câțiva ani de zile, bătălia între... În primul rând, mă scuzați că vă întreb, cât, ca și semnificație, cât de importantă a fost prezența lui noului președinte al României, Klaus Iohannis, la Chișinău? Nu. Acolo lucrurile au o altă conotație și, dacă vreți, plecăm de la ele, dar mai trebuie să spunem o propoziție despre cum s-a schimbat raportul etnic între 1940 și 1990, dacă vreți, în Republica Moldova. Dacă în recensămintele din 1936, 1938, Basarabia apare ca a treia provincie curat românească, cu 86% români, așa cum este și Muntenia și Oltenia, pentru că în Transilvania erau 49-50% români și restul erau unguri, nemți, evrei, slovaci și așa mai departe, în Basarabia erau 14% minorități naționale, ruși, așa zis ucraineni, da, care noi zis de fapt, zicea lumea haholi, rutenii și evreimea, probabil, urmași, tătari, evreimea, turci, care probabil, România da, i-a acordat în solidaritatea asta umană care e specifică poporului român, i-a acordat drepturi atunci când a fost marea nenorocire abătută asupra poporului evresc în Galiția. Când ei s-au refugiat la noi și România, în generozitatea ei, le-a dat aceleași drepturi ca poporului român, așa cum a dat și altor minorități naționale. Și atunci, în perioada de ocupație, cu mijloace moderne, deportările care întâi au dus fruntașii poporului român în Siberia. Care au început în ce an? Care a început în data de 30 iunie 1940. Valul 3, că valul 1-2 au fost din 1812 până în 1918. Deci înainte de fostul RSS și pe vremea țarului au fost. Păi, o să explicăm imediat, dar când ajungem la niște raioane, vă explic ce s-a întâmplat acolo. Dar deportările masive de aproape 1 milion de oameni care au fost din populația românească a Basarabiei, duse în Siberia, în Kazahstan, în Kirghistan, pe la Alma Ata, să facă marele plan al lui Brejnev de agricultură acolo, în locul lor, în special în orașe, și o să vedeți din rezultatele votului, au venit rușii. Pentru că deci au fost adus intenționat. Industriile de vârf care au fost aduse aici, în special electronică și industrie de armament, Chișinău avea 11 fabrici de armament în 1990. Bălțile avea 4 mari fabrici de armament, unde se aveau inclusiv componente de rachete balistice. Toate acestea au adus ruși. Garnizoanele rusești, ofițerii s-au pensionat cu soldații și au rămas în Republica Moldova și au schimbat raportul etnic. În plus, teritoriile românești ale sudului și ale nordului luându-se și adăugându-se Transnistria, aici numai 28% sunt români, iar restul sunt ruși, ucraineni, haholi, cazaci, ruteni și ce-ți mai vrea dumneavoastră. Toate rămășițele jalnice ale vechilor cazaci, care este un popor conglomerat alcătuit din rasele tătărăști, turcești, căzăcești, moldovenești, etc., care s-au așezat pe aici. Dacă scoatem aceste raioane astăzi din componența Republicii Moldova, revenim la circa 78% populație românească în Republica Moldova. Și atunci, pe măsură ce ne citim un buletin de vot, ne vom uita și vom vedea unde este raionul respectiv. Bun, trebuie să le spunem telespectatorilor că astăzi după amiază s-au dat voturile după numărarea aproape 99% din, exact, 99% din total voturi în Republica Moldova. Și de la marea panică al lui Cosmin Gușă pe realitatea din 30 seara. Vreți să le citesc seara, eu înainte? Nu, dacă să aducem aminte. Bun. De marea panică a celor care n-au citit nici măcar această carte. Nu se poate discuta despre câștigarea alegerilor de Partidul Comunist din Republica Moldova, cum proclama Realitatea TV duminică seara. Pentru că un necunoscător, un om care nu știe despre ce e vorba, și-a permis să-și bată joc de eforturile poporului român din Moldova, inclusiv pe 30 noiembrie, anul de grație 2014. Și atunci trebuie să spunem acestor lucruri pe nume. Cine vrea să știe ce e acolo, să duce, vede. Basarabia nu-i numai Chișinău, nu-i numai Orheiu, nu-i numai Bălțile sau Soroca.
Basarabia sunt cele 890 de primării rurale în care trebuie să te duci să intri în noroaie care noi nu le mai avem din 1960 pe teritoriul României. Să umbli în locuri unde zici că te afli în evul mediu timpuriu. După ce le vezi pe toate, le povestești la ea că a murit Stalin, că a murit Lenin, că nu televiziunea rusească e aia care îi spune cine este, ci că uite că a apărut cu mare eforturi după 20 de ani și TVR1 și să mai poate prinde acolo și România TV și ProTV-ul, poți să vezi câte ceva despre originile tale, despre neamurile tale, despre cine ești. Și încet, încet, poporul român din Republica Moldova, îndobitocit din 1940, călcat în picioare, șters de identitate națională, care i s-a explicat că limba rusă e a doua limbă maternă, că ei provin din slavi, limba moldovenească, care n-au citit într-o carte că a existat Decebal sau Burebista, s-a trezit din somn de moarte ca viteazul din poveste și astăzi când vorbim, discutăm de două lucruri clare. În Moldova nu avem treabă nici cu comuniștii, nici cu liberalii, nici cu socialiști, nici cu alții, chiar dacă zic așa la partide. În Moldova avem de a face cu partidele care țin cu România și cu originea noastră a poporului român, care sunt cele trei mari partide, Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal. Mai sunt și altele liberal-reformat și așa mai departe, dar n-au contat mici în această ecuație. Mici, da. Și partidele care includ populația rusă, bulgară, găgăuță, haholi, ucraineni, ruteni, care văd că nu-și pot realiza idealul lor național decât dacă țin în bloc starturi poziția lor admirativă, slugarnică și, dacă vreți, de servitori ai Rusiei. Aceste partide se numesc Partidul Socialiștilor din Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Comunist Reformator din Moldova și până mai alaltă era unul, Patria, care s-a dovedit că e finanțat din altă parte și a trebuit să-și închidă porțile și a dispărut inclusiv de pe buletinile de vot. Alu Renato Satăi, da? Între cele două grupări, Gruparea de Orientare Românească și Gruparea de Orientare Orientală, Estică, Rusă, se află grupul mixt. Acest grup mixt, care este creat din căsătoriile mixte impuse fruntașilor români din Republica Moldova după 1950, vorbim special, de familii mixte, da? Familii mixte, da. De regulă, au votat pentru Rusia. De aceea, în loc să avem 68%, deci 68 de deputați din cei 101 și ei să aibă 33, noi avem numai 55 de deputați și ei au 46, asta fac 101 în total, pentru că încă frica de robinetul de gaze, frica de lumină, frica de, cum să vă spun eu, de pace, de stabilitate, e atât de mare încât toată lumea încă crede că lumina vine la răsărit. Sigur că efortul celor care ne place să ne gândim la România Mare a fost acela de a le explica. Domnilor, s-au schimbat lucrurile. Chiar dacă au multe tancuri și multe rachete, Rusia este o țară de 135 de milioane de locuitori. Uniunea Europeană este o țară de 580 de milioane. E adevărat, dar știți cum PIB-ul. E mai aproape Rusia decât Uniunea Europeană, da. PIB-ul Rusiei împreună cu Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tajikistan și altele este egal cu PIB-ul Italiei. 2000 de miliarde de euro. PIB-ul Uniunii Europene este de 15 ori mai mare. În plus, aliata Uniunii Europene sunt Statele Unite ale Americii, cu un PIB egal cu al întregii Uniunii Europene. Deci nu se mai poate discuta de o mare putere Rusia. Rusia a devenit o putere medie. E vorba încet, de o putere militară, în primul rând. Încet, încet, da. Frica aceasta am înlăturat-o. Vedeți că Rusia a cucerit recent peninsula Kamchatka și... Cu toată... Pardon, peninsula Crimea. Acolo s-a făcut un drept istoric. Mă rog. Peninsula Crimea a fost dată de ucraineanul Nikita Serghei Hrușciov în administrarea Ucrainei în 1956, populată 78% cu ruși, n-a fost niciodată a Ucrainei, ca să ne înțelegem. Era Palatul Țarilor de Vară. Și discuțiile asta pot continua. Arată ce se întâmplă în Ucraina și ce se întâmplă în Crimea, au arătat în orice stat artificial problemele, ordinea pe care vrea să o impună Rusia. În orice stat artificial întemeiate pe nefericirea altor popoare, pe exploatarea altor popoare, care au ocupat în mod abuziv teritorii
ale strămoșilor, strămoșilor noștri sau altora, dreptatea și adevărul istoric să reinstaurează mai devreme sau mai târziu. Niciun imperiu n-a rezistat timpului. Nici Imperiul Roman, nici Imperiul Grec, nici Imperiul Macedonian, nici Imperiul Otoman, nici Imperiul Austro-Ungar. Toate s-au prăbușit atunci când popoarele au ajuns la maturitate și când popoarele au fost conștiente de destinul și rolul său istoric. Și credeți că Ucraina va dispărea pur și simplu? Eu nu cred. Eu cred că se va găsi înțelepciune. Trăim din 1945 în pace. Trebuie să găsească înțelepciune. Și acolo unde, într-o regiune, trăiesc 18 milioane care nu se declară ucraineni, trebuie să ne gândim care este soluția istorică. Mai devreme sau mai târziu, tot acolo să ajunge. Problema este că, ce spuneți dumneavoastră, vine cam în contradictoriu cu ce vor americanii, cu ce vor vrea Uniunea Europeană. Nu prea vor așa ceva. Vor nimeni nu deține în istoria adevărul absolut. Istoria se rotește. Dacă în 1958, în 68 sau în 78, ne spunea nouă cineva la școală sau în producție că va dispare Uniunea Sovietică și va cădea comunismul. Dar nu avea curaj. Eram năuci toți, nu? Păi n-aveau curaj decât unii ca mine, care spuneam că istoria e ciclică. Dar iată că s-a întâmplat. Deci nu tot ce ne iese pe gură și tot ce credem că se întâmplă astăzi este neapărat scris în cartea de aur a istoriei. Mâine va fi altceva. Și acum revenim la Basarabia. Deci, încă Basarabia, deși am încercat în anul 2000, atunci când România avea un guvern serios, și am determinat să împartă Basarabia în județe și arăta ca aici, ea astăzi are 32 de raioane. Până denumirea asta este rusească. Rusească, și care e egal cu vechile plase, și mai are 8 raioane în Chișinău, deci 40. Orașul Bălți, care are 140.000 de locuitori, este și el creionat ca un raion, deci Basarabia ar avea 41 de raioane, adică 41 de județe care le are România. Dacă fiecare județ ar fi luat în brațe un raion din Republica Moldova și ar fi ascultat că trebuie să-l ia, astăzi rezultatul votului e cel care vi-l spuneam eu. 68 cu 33. Ce înseamnă să iei în brațe un raion? Am să dăm exemplul nostru și o să vedeți și rezultatele. Deci noi, Prahova, ne-am înfrățit cu vechiul județ Lăpușna. Vechiul județ Lăpușna este pe harta de aici. Se vede. Uite, e scris acolo Lăpușna. Da. Astăzi este raioanele Hâncești, Leova, Cimișlia și Basarabeasca asta cu roz, că restul e unitatea administrativ-teritorială turcă, găgăuță. Aceste raioane au suportat ocupația Hoardei de Aur. Ne aducem aminte că celebrul Soliman Magnificul, la care se uită toate doamnele și plâng de 100 de seriale, a fost cel mai mare dușman al Moldovei. El a cotropit Moldova, a luat sabia lui Ștefan cel Mare, pentru că l-a alungat pe Petru Rareș de pătron, a transformat Tighina în Raiaua Bender, de zice poporul și acum cântă că Tighina e târg creștinesc și Benderul e gunoi turcesc, așa e cântecul popular în Tighina de astăzi, unde armata 14-a, că e vis-a-vis de Tiraspol peste Nistru, dar sudul Basarabiei l-a transformat în Hoarda de Aur, în Bugeac, l-a dat tătarilor în administrare, cu cele mai mari cetăți, Chilia, Ismail, Vâlcovo, Tatar Bunar și Cetatea Albă și Căușeni, și aici s-au colonizat tătari, turci și așa mai departe. După aceea bulgari, după aceea ruși, după aceea nemți, astfel încât sudul Basarabiei este o mare problemă etnică datorită acestor colonizări. Dar noi ne-am înfrățit cu județul Lăpușna, s-a spart în 2005 când a venit Voronin, în 4 raioane. Am rămas înfrățiți cu 4 raioane. O să dăm, spre deosebire de alte raioane de care nu s-a ocupat nimeni, care e rezultatul votului, că putem să-l spunem. O să pun aici de o parte Bălțile, și o să pun de cealaltă parte praioanele în care noi am fost. Să vedem cum le arătăm, că le avem mai în... De până vă le aranjați, dați-mi voie să le spun eu, telespectatorul, rezultatul votului. Așa. Pe primul loc, poate surprinzător, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, 20,65%. Pe locul 2, Partidul Liberal Democrat, cu 20,12%.
Pe locul 3, Partidul Comunist din Republica Moldova, celebru după Vladimir Voronin, cu 17,58%. Pe locul 4, Partidul Democrat din Moldova, al domnului Marian Lupu, cu 15,86%. Și pe ultimul loc este Partidul Liberal cu 9,64%. Din fericire, vorbeam cu domnul Cosma, n-a apucat Partidul Comunist din Moldova să intre și el, că n-a făcut alea 6% necesare pentru a intra în Parlament. Deci pragul electoral în Republica Moldova este 6%. Da. Este deci, un prag practic, care... avem trei partide care spuneți da. Dumneavoastră că sunt pro-europene și țin... Ale românilor. Ale românilor. Că sunt liberal, democrat, liberal sau așa, mai nimic. Băleați partidele românești. Ale okay. românilor. Și avem și două partide, sigur. Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor, care împreună fac și ele vreo 38-39%. Nu, fac cele 4-6 de mandate. Da. Erau 3 cu Patria, dar, așa cum a spus, exact, Usate... Exact, pentru că și Patria avea un număr destul de important de voturi, dar a fost declarat ilegal. Pe buletinul electoral sunt înscrise 25 de formațiuni, inclusiv pentru Neam și Țară, Uniunea Centristă din Moldova... Acțiunea Democratică, Partidul Ecologist. Știți ce îmi place? Rusia a vorbit recent după, cred că acum o zi sau două, despre că ar avea dubii. Ar avea dubii în ceea ce privește caracterul lui democratic al alegerilor. Tocmai pentru că acest Renato Usatăi a fost declarat ilegal cu Partidul Patria și a fugit la Moscova. S-a demonstrat el de acolo avea finanțare. S-a demonstrat că e ca și vechiul Partid Comunist din România din 1921 a primit finanțare de la Moscova. S-a demonstrat că în bugetul partidului a intrat banii. În contul partidului. Nu mai avea ce face. Este ilegal. Și acum să vă dau ce am vorbit, să vă dau exemple. Raionul Leova înfrățit cu Prahova este aici. Acesta cu verde. Înscriși la vot total 43.000, cât ai un raion, cât o plasă veche, prezenți la vot 21.000, adică mai puțin de 50%, și-au votat așa. Pentru Partidul Democrat 5.104, pentru Partidul Liberal Democrat 4.086, pentru Partidul Liberal 1.067. În total, dacă le adunăm, 5 cu 4, 9, cu 1, 10, aproape 11.000 de voturi, deci jumătate, că 21.000 au fost tot 50%. La 51, peste 50%. Peste 50%. Da. Comuniștii. Partidul Comunist din Republica Moldova, 5.099. Și Partidul Socialiștilor, 2.140. Deci acest raion de care noi ne-am ocupat, care este înfrățit cu județul Prahova, care are statuia lui Ștefan cel Mare pusă în centru de Consiliul Județean Prahova, formal, dar finanțat de Societatea Cultural Istorică Mihai Viteazu, a terminat cu partidele rusești. Mă rog, n-a terminat de tot. Domnul, față, e o diferență. Dacă luăm votul din 2005, când au câștigat comuniștii. Acolo. Acolo, în toată Moldova, în toate reanele au câștigat atunci când l-au pus pe Voronin președinte. Și cu ce s-a întâmplat acum, avantajul este net. Luăm județul, raionul Cimișlia, lângă el, înfrățit cu județul Prahova. Raionul Cimișlia, 50.000 de locuitori, 24.125 prezenți la vot, 4.465 cu Partidul Democrat, 7.423 cu Partidul Liberal Democrat, vă rog să adunați. 74 cu 44 face 11.800, da? Da. Și dacă mai adăugăm Partidul Național, Partidul Liberal, pardon, e pe pagina cealaltă, Partidul Liberal 1.244, iată că avem 13.000 de voturi din 24.000. E mai mult de 50%? Este, nu? Da. Ce a făcut Partidul Comuniștilor din Republica, Partidul Socialiștilor, 2.262 și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, 4.755. Să nu uităm că în Cimișlia, dacă zicem Javgur, dacă zicem Ekaterinovka, dacă zicem Valea Perjii, dacă zicem Sagaidac, astea nu mai sunt, sunt toate turcești, găgăuțe, rusești, ucrainene. Deci populația e schimbată. Mi se pare important pentru că lumea crede că... Și am să vă dau un raion. Domnul Cosma, lumea crede că... Încă o dată, nu avem cunoștințe și poate nici nu ne interesează. Bun. Când aude de Partidul Comunist,
nu se gândește, domnule, aia votează că sunt etnici ruși sau că sunt găgăuți. Nu sunt decât etnici ruși. Lumea crede că chiar nu mai sunt comuniști acolo. Nu votează românii. Dodon e căsătorit cu fața unui ofițer sovietic. Dodon. Dar ăștia chiar cred în comunism. Ăștia lui Voroni. N-au nicio treabă cu doctrina comunism. Comunistă. Da. Mi sunt ruși. Și ca să fie ruși, și-au pus Segera și Ciocanu și drapelul roșu. Ce să vorbim? Ca să nu să fie ușor de identificat. Și o să vă dau, spre exemplificare, municipiul Bălți. Uite aici. Bălți, al doilea oraș ca mărime a Republicii Moldova. Circumscripția electorală numărul 2 a Republicii Moldova. Total alegători înscriși. 105.533. Din 140.000, că ziceați. Da, pe restul copiii sunt 18 ani. Plecați. Numărul de alegători care au fost prezenți la vot, 62.000. Deci, 60%. Și voturi. Partidul Democrat din Moldova, ai noștri, 6.122. Partidul Liberal Democrat din Moldova, 5.999, adică încă 6.000. Partidul Liberal, 3.142. 16.000. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, 24.617. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova ajung la el 8.721. Deci dacă adunați cele două cifre, sunt dublu. Vedeți că sunt dublu față de forțele române. Da. Restul s-au dus la celelalte partide. Forța Poporului. Așa să fie mare structura etnică rusească acolo? Au fost 4 fabrici de armament. Și atunci lumea care mă întreabă pe mine de ce am ținut regiunea Prut-Siret-Nistru prima ședință acolo, tocmai de aia să arătăm că existăm. Pentru că dacă te duci în Basarabia, mai sunt în 4 orașe lozinci cu litere rusești. Cele mai multe sunt în Bălți. Și limba rusă la aia acasă. Adică primarul are nevoie de translator. Nu știe românești. Nu. Și am să vă dau în compensație cu Bălțiu, Ialovenii. Un raion de care ăsta de aici, din jurul Chișinăului, cum ar fi sectorul agricol Ilfov. Da. Cu care, vă aduceți aminte în urmă cu o lună, am lansat acolo drumul vinului pentru Republica Moldova, program european. Număr de alegători înscriși. 82.000. Prezenți la vot, 47.000. Adică vă duc la comparație cu Bălți. Dar nu e oraș. E suburbiile, Blejoiu, alea. Sunt orășele și comune, da? Comune și orășele. Mm. Partidul Democrat, 9.069. Partidul Liberal Democrat, 15.708. Cât fac până acum? Din 47? 24. 25 aproape. 25, da? Și cu Partidul Liberal, 6.230. Cât fac? 31.000. Peste 50%. Partidul Socialiștilor, 2.289. Și Partidul Comuniștilor, 7.165. 10.000. Deci, un raion de care ne-am ocupat, care are o compoziție etnică românească, dă ce v-am spus eu, cei 68%. În orașe, unde sunt și căsătoriile mixte de care am vorbit, și coloniști ruși aduși ca să fie specialiștii uzinilor de armament, foștii ofițeri, pensionari, foștii soldați, foștii subofițeri, etc., etc., oameni care li s-a dat pe baza titlurilor de eroi a Uniunii Sovietice dreptul de a locui la căldură la sud și care au schimbat compoziția etnică, avem această problemă care o avem la Bălți. În plus, presiunea exercitată de triburile de haholi, cazaci, ucraineni, găgăuți, ruși, etc., am să vă dau raionul Soroca, fostă cetate de scaun al lui Ștefan cel Mare, mândria și perla Moldovei, aici. Acesta este Soroca. Soroca are 78.000 de oameni și cu asta încheiem, că le-am toate. N-am Chișinăul încă, pentru că Chișinăul nu e încheiat ca să ajungem la 100% nici la ora asta. Ei, conform legii, au 72 de ore să dea rezultatele definitive și să validează după o săptămână. Din experiența noastră, Chișinău este pro-românesc? Chișinău e 50-50. Jumate-jumate. Okay. Soroca. Toată lumea e mândră când aude Soroca. 78.709 înscriși în litere. Deci cât e alovenii? Au fost la vot 43.000, adică 50 și ceva la sută. Da. Și adunăm Partidul Democrat din Moldova, 6.359, Partidul Liberal Democrat din Moldova, 7.036, deci sunt 13.400. Corect. Partidul Liberal, 1.869. 13.000? 15.000, ce să mă? 15.000. Pe acolo. Din 43.000. Partidul
Socialiștilor 8363 și Partidul Comuniștilor 9971. În urmă cu un rând de alegeri, partidele românești obținuseră 4.000 de voturi. Acolo. Da. Astăzi, regiunea Europrut-Nistru... Deci e de trei ori și mai mult anul acum, ăsta. E, regiunea Europrut-Nistru, care se ocupă în mod special de Soroca, din care Prahova face parte, alături de județele Vaslui și Iași, că numai trei am intrat în bătălie, da, restaurează pe banii Uniunii Europene, pe programul Transfrontalier, cetatea Sorocii. Prezența drapelelor celor care restaurează, prezența noastră acolo, a făcut acest lucru. De aceea spun că dacă fiecare județ din România, dincolo de fanfaronadă, s-a ocupat de un raion, astăzi era 68 cu 32. Bine, acum, dincolo de ce ați avut dumneavoastră, poate unii vă înjură, poate unii... Este cert că toată lumea vă recunoaște meritele în Republica Moldova. Ați făcut ce n-au făcut mulți. Pe lângă dumneavoastră, v-ați întâlnit cu alți români, președinți de Consiliul Județean, politicieni. În afară de județul Vaslui. Așa. Și câteodată, da, pe post de Alexandru Ioan Cuza, a declarat infatuat președintele Consiliului Județean Iași, cum zic rușii... Nimeni, nu? Nimeni. Nici tu. Deci, e mai frumos la Bruxelles, este mai frumos la Paris, este mai frumos la Milano, la Roma, la Viena. Bă, dar dacă te duci acolo odată, du-te și dincolo odată. Du o carte. Du un bus, du un județ întreg. Du un bus, cum am dus noi, cele două fundații, Stere și Mihai Viteazu, 15 busuri acolo. N-aveau, mi-aduc aminte, n-aveau copii nici cărți în limba română. Uite, săptămâna trecută am inaugurat pe 28, de ziua Unirii Bucovinei, la Cimișlea, Biblioteca Nicolae Iorga. Rezultatul ăsta, auzit? Rezultatul votului. Nu vreau să vi-l citesc pe Hâncești, care este net peste ce v-am citit, care e cel mai apropiat de noi, pentru că și municipiul Hâncești este înfrățit cu Ploieștiul. Și influența românească a Prahovei se simte cel mai tare acolo. N-am făcut propagandă. Sigur că ne-am urcat pe scenă în campania lor electorală, că s-a nimerit să fim acolo. Să le spunem, dacă ar fi să vă spunem ce să votați, nu ne putem amesteca în treburile dumneavoastră interne, dar vă spunem, votați cu partidele care recunosc ca testament poezia, limba noastră a lui Alexei Mateevici, care e imnul vostru național. Și dacă puteți, să nu uitați că și trandafirii sunt flori, că Partidul Democrat e tot cu trei trandafiri ca și cu noi. Dumnezeu a vrut, cu toate prorociile oracului din dealul Clujului, să arate că noi, cei care ne-am ocupat, care am reușit să ținem steagul în mână, cei care nu ne-am dus cu sabia, ne-am dus cu cărți, cu calculatoare, cu statui, cu spectacole, să înclinăm în mod pozitiv balanța asupra mersului european al Republicii Moldova. Și mersul european al Republicii Moldova trece prin România. Mi-a plăcut când ne-ați arătat înainte de a începe emisiunea, ați fost întrebat de un coleg, zice, de ce ați adus plasa? E o plasă la noi pe masă. Nu vă citesc. Și colegul a spus, domne, dă prost în cadru. Și a spus, stați așa că vreau să vă arăt ce scrie pe plasă. Ceva. Deci vă arăt ce scrie, dacă citește lumea site-ul Consiliului Județean, în urmă cu 3 săptămâni am primit o delegație de 40 de aici din Taraclia. Taraclia este aici. Lângă UAT Găgăuția, uite, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuția, unde nu vreau să vă arăt votul, că 80% în favoarea rușilor. Dar Taraclia, au venit la noi și au cerut pământ și apă. Să-i ajutăm. O delegație destul de numeroasă. Să ne înfrățim. Da. 18.000 prezenți la vot, 18.000, 1.200 Partidul Democrat, 818 Partidul Liberal Democrat, și 97 cu Partidul Liberal. Ați numărat 2.100. N-ai ce să numeri. Socialiștii 6.790 și comuniștii 3.031. Deci, ai noștri una peste alta sunt 12% pe acolo, 12-13% cel mult. Da? Dar au fost prima dată la noi. Consiliul Județean Prahova în 1997 a fost acolo. Cum de această inițiativă? A cui a aparținut din Taraclia? Dacă ziceți că sunt proruși... Deci, Ministerul Administrației și Dezvoltării Regionale din România, înfrățit cu Ministerul Administrației
și Dezvoltării Regionale din Moldova, a recomandat ca centru de formare... Deci n-a venit chiar din propria lor... N-a fost de la noi, nici de la ei. Nici de la ei. Le-a fixat Prahova. Dom'le, cine vrea din Moldova să facă ceva, trebuie să meargă la Prahova întâi. Uh-huh. Că e unul acolo care le știe pe toate. Despre Basarabia. Și au venit. Eu vă spun că peste 4 ani, dacă o fi să trăim, peste 4 ani, rezultatele vor fi exact inverse. Haideți să arătăm la... Că și acum, revenim la carte. Sigur că împreună cu guvernul Victor Ponta, când am câștigat alegerile, imediat v-a explicat. Da. Am lansat programul România 100. Acele afișe cu Marea Unire și cu toate celelalte n-au fost întâmplătoare. Ele fac parte din conceptul aprobat într-o hotărâre de guvern numit România 100, care prevede alocarea de fonduri din bugete pentru începerea pregătirilor pentru aniversarea, așa cum se cuvine, a celor 100 de ani de la crearea României Mari. Dacă cineva ne spunea în 1975 că vom face chestia asta, credea că se ducea și ne reclama. Cartea fundamentală, interzisă de toate regimurile. De toate regimurile, spun, începând cu 1938 până în 2000, se numește Istoria Războiului pentru Reîntregirea României. O să vă rog să arătați un pic la... Nu știu ca unde este, camera din față? Da. Istoria Războiului pentru Reîntregirea României. Tine-te așa că o să o prindă colegul meu. Ea este o lucrare în 3 volume, eu am adus numai volumul 3, dintr-un anumit considerent. Este o lucrare care tratează cu lux de amănunte istoria primului Autorul? Război mondial. Autorul este fostul director general al învățământului liceal din Ministerul Educației din 1923, Constantin Chirițescu. Participa și el ca ofițer pe front. Pentru cine vrea să creadă în istorie, că e ciclică, îi citesc capitolele acelei lucrări din 2014 în 2019. Volumul 1. Volumul 1 se numește Originile și pregătirea războiului României și campania română din 1916. Cine vrea să știe ce s-a întâmplat cu războiul român-bulgar și așa mai departe, ia volumul 1 și îl citește. Volumul 2. Apărarea Carpaților, invaziunea, agonia unei capitale, cauzele înfrângerii române, refacerea și campania română din 1917. Volumul 3, care l-am adus aici și o să vi-l las. Poate o să mai faceți emisiuni cu Basarabia și cu alții. Da. Are 5 capitole. Sunt foarte importante. Seamănă foarte bine cu vremurile care trăim. L-am scos de sub tiparul anastatic pe data de 27. Este o ediție de lux dedicată celor 100 de ani. Face parte din acest program. Și are următoarele capitole. Vă rog să nu vă mirați deloc. Rușii și românii. S-a tranșat duminică. Al doilea capitol. Robia germană. Nu l-am pus eu. Al treilea capitol, Marea Întorsătură a Războiului. Să vă gândiți bine. Al patrulea, Războiul Român-Maghiar. Și al cincilea, Pacea și România Mare. Acesta este al treilea volum din cele care au apărut și pe care le-am lansat. La o anumită dată, pe 4 august, primul volum, al doilea volum de Ziua Armatei Române și al treilea, la Unirea Bucovinei cu România. Ele fac parte din cele 25 de tratate care au fost interzise ochilor noștri când am fost mici, care se vor tipări până în anul... Cozma, ca să ne trezim la realitate. Și acum cu Punga. Punga din Taraclia. Deci, ia uitați cum scrie pe Punga. Nu, deci delegația care a venit a avut nesimțirea sau neștiința... Țineți un pic mai dreaptă, da? Ca să vadă. Sau neștiința de a ne aduce un cadou, albumul Taraclia, în această slabone. Pungă. Și că acea localitate are 200 de ani. Adică a fost întemeiată în 1812 după răpirea Basarabiei. Deci cu aceste pungi au venit ei în Prahova, în România. Pungi, în urmă cu 3 săptămâni. Da. Ca să arate că sunt rusofili până la urmă, nu? Nu știu ce au vrut să ne arate, dar până la urmă o să ne mai ducem acolo odată, să vedem chiar cine sunt. Să le aduceți pungi, da, cu scrise în românește. Noi le-am dat scrise în românește, da, cu Consiliul Județean Prahova. Dar le-am dat, conducătorului delegației, am dat și cele 3 volume. Ca să, i-a spus, data viitoare fac seminar. Deci, toți cei care vor să înțeleagă că avem o misiune istorică, avem un drept istoric, avem un drept de neam și un drept
al conștiinței trebuie să încerce să meargă dincolo de Prut, să cunoască o familie, să-i ducă o carte de limba română, să-i ducă o operă a unui scriitor în limba română. Pentru că numărul votanților din 55%, că asta înseamnă 55%, trebuie să ajungă la 68%. Domnul Cosma, dar până la urmă încercăm să-i îmbiem de partea Uniunii Europene, pentru că nu se pune problema de NATO. N-am adus nici noi, n-am avut tupeu să spunem că aducem vreodată NATO în Republica Moldova. Pentru că e o mare spaima Rusiei și nu vrem să, mă rog, dar vorbim de Uniunea Europeană, vorbim de bunăstare, vorbim de altă viață. Credeți că rusofilii nu ar fi tentați să iasă de sub tutela Moscovei dacă dau peste o viață mai bună? Din cei 600.000 de oameni care au primit cetățenie română până la eliberarea, dreptul de a călători liber în spațiul european din 29 aprilie anul acesta, când la inițiativa Guvernului României s-a obținut acest lucru, după, știți, suita de întrevederi, ei au încetat să, încet, încet, din 90 până în 2008, ne povesteau cum vine lumina de la răsărit. Că totul e ok acolo. Da. Uh-huh. Între timp, în 200 de meeting-uri populare la care am participat pe teme de istorie, de tradiții și așa mai departe, s-au convins că lumina vine de la răsărit, dar realizările au început să vină de la apus. Și că nu se mai gândesc chiar atât de mult la răsărit, pentru că pe bordul mașinii scrie Dacia, scrie Mercedes, scrie Volkswagen, nu mai scrie Volga, nu mai scrie Mozvici, nu mai scrie Zaporojeț, pe televizor nu mai scrie Temp 6, pe televizor scrie Samsung, ce vrem noi, LG și așa mai departe. Deci, au ajuns la concluzia și mi-aduc aminte că în fața statuii lui Vasile Lupu, în urmă cu o lună, am făcut o dezbatere amplă despre faptul că inginerii ruși n-au reușit să creeze un automobil. Un automobil. Să-mi dea numele unui automobil care astăzi este în lume, care circulă și care este creația inginerilor, pentru că Mozvicio era Opelul și cu Pobeda. Lada. Pe Lada e Fiatul, 132, nu are rost să comentăm. Păi nu, trebuie să le spunem transportatorilor, că nu știu. Bun. Deci, încet, încet, România devine RFG-ul pentru RDG. Ei rămân RDG-ul. Dacă avem noroc, în 2019, pentru că etapele sunt accelerate, informatica pătrunde, Basarabia face parte din Uniunea Europeană. Dacă avem sânge și înțelegem că capitolul 3, întorsătura neașteptată a războiului, adică a lucrurilor care se întâmplă, am putea trece cu tupeul caracteristic al poporului român, tupeul pozitiv, și am recunoaște o voință a Parlamentului de acolo de unirea Basarabiei cu România. Automat, Basarabia ar fi în Uniunea Europeană și în NATO. Deci, credeți că Rusia nu s-ar opune? Credeți că Rusia n-a reacționat ca în Ucraina, să zicem? Votul din Ucraina, dincolo de părerile care mi-a spus despre Ucraina, care sunt părerile mele și sunt libere la câte cărți am citit, votul din Ucraina le-a dat rușilor de înțeles că nu mai merge cu metoda asta. Dar în același timp, marilor revoluționari basarabeni, celor care nu mai pot de dorul fluviului Obi și a Taigalii din Siberia, le-a dat să înțeleagă că Uniunea Vamală între Moldova și Rusia nu se mai poate face peste Ucraina, că Marfa nu poate ieși cu submarinele pe Nistru. Ar fi în stare, nu ziceți de două ori. Dar nu circulă submarine prin Nistru, nu poate. Și că singura cale care a rămas e aceea înțelepciunii logicii și a mersului către prosperitate, democrație, belșug. Cele 55 de voturi, care înseamnă cei 55 de deputați din 101, faptul că președintele mai are încă un an jumate, cu condiția ca cele trei partide pro-românești să se înțeleagă. Au anunțat deja. Okay. Și o să vedeți pe 15, 16, 17 și 18 când ne întâlnim acolo și semnăm înfrățirea dintre regiunile de dezvoltare ale României cu cele patru regiuni ale Moldovei, că lucrurile vor fi înțelese. Să spunem telespectatorilor că ei au un alt sistem politic față de România și că președintele nu este ales în mod direct. Președinte este ales de Parlament. Exact. Mai are încă un an jumate mandat, că a fost ales legitim în urmă cu 2 ani și jumătate. Cred că va avea suficientă înțelepciune, este un bun român, încât să schimbi un pic raportul de forțe, pentru că
11 sunt cei din căsătoriile de care făcuserăm vorbire și că încet, încet, faptul că Voronin și cu Dodon nu se înțeleg și că Voronin e dispus să accepte programul european cu două, trei condiții care mi se par firești, ne va duce la împlinirea a ceea ce scrie aici. Nu cred că va fi decât un război ideologic cu Ungaria, care a avut nesimțirea să pună steagurile în doliu de 1 decembrie. În Transilvania, adică nu în Ungaria, în Transilvania le-au pus. Dar capitolul ăsta, războiul româno-maghiar, care poate fi suficient de bine dus cu mintea și diplomatic, va duce la acea pace care în 1919 ne va permite să sărbătorim în liniște și pace 100 de ani de la acel fenomen numit România Mare. Domnul Cosma, mulțumim pentru scurta lecție de istorie până la urmă, pentru că, ce să spunem, nu știm mare lucru despre Republica Moldova, dar astăzi ne-am mai îmbogățit un pic vocabularul, știm mai mult ce se întâmplă acolo și poate cei care ne privesc înțeleg că lucrurile nu sunt destul de complicate, că nu e așa ușor să vorbim doar despre unire și acest lucru să se înfăptuiască. Trebuie să și facem noi pași pentru unirea cu Republica Moldova și desigur trebuie să-și dorească și ei. Mulțumim telespectatorilor, ne revedem, rămâneți în continuare pe WILL TV.